Doamnelor, domnilor, bună seara și bine v-am regăsit. În ediția anterioară a emisiunii Fără Mască l-am cunoscut și am vorbit despre campionul european Constanțean de juniori, momentan, la proba de ștafetă 4x100 de metri în notătorul Patrick Dinu. Astăzi vom vorbi tot cu un campion, antrenorului Patrick Dinu, cel care l-a pregătit pentru această performanță și care pregătește în continuare foarte mulți tineri din Constanța pentru performanță europeană, mondială și, de ce nu, chiar performanță olimpică. Îl salutăm pe campionul nostru, Răzvan Florea. Bună seara, bine ai venit la Tomis TV, Răzvan. Bună seara dumneavoastră și celor care ne urmăresc. Prima întrebare, ce mai faci? Bine, de obicei în perioada aceasta anului aveam un mic concediu. Se termina un program lung de not, pentru că noi începem în septembrie și terminăm în luna iulie, dar anul acesta Patrick a progresat foarte mult și iată că această vară este plină de competiții. Da. Campionatele europene de junior de la București, care s-au încheiat la aproape mijlocul lunii iulie, și în premieră va merge la campionatul european de seniori, tot pentru ștafeta de 400 liberă masculină a României. Perioada de desfășurare este 11-18 august. Asta înseamnă că rămânem în pregătire deci toată vara. Nu aveți vacanță. Nu avem vacanță și mai mult de atât, mai urmează o competiție importantă, campionatele mondiale de juniori, de la sfârșitul lunii august, 25 august, 5 septembrie, din Peru, Lima. Înainte de a vorbi despre Patrick și despre marile performanțe ale acestui an ale notului românesc, aș vrea să ne întoarcem în timp și să discutăm despre performanțele tale. Patrick ne-a povestit, așa pe scurt, că se trezește, cred că la 6, sau la 5, nu, la 5 corect, 5. La 6 este la bazin, la 8 este la școală. Da. Și începe școala. Bănuiesc că același program spartan l-ai urmat și tu de la o vârstă foarte fragedă. Am citit, înainte de emisiune, că atunci când ai intrat în bazin prima dată, erai mai plinuț, erai puțin supraponderal, spune lumea. Pufos. Pufos. Da. Dar am ajuns oarecum întâmplător, pentru că tatăl meu fiind scafandru, mama educatoare, scăpam mai repede decât ceilalți de la grădiniță și mă lua cu el la servici. Și atunci toată ziua era una, îmi punea un colac sau niște pernuțe la brațe și toată ziua stăteam în apă. Și așa am ajuns la not. Mi-a plăcut din primul moment și am continuat 25 de ani. La 6 ani ai intrat 5 ani și puțin 6 ani. 5 ani ai început în notul, se spune, de performanță sau într-un cadru organizat. Într-un cadru organizat, așa. Noi îl denumim fenomenul de inițiere. Așa. Și începând cu 7 ani am fost selecționat la grupa de performanță, chiar mi-aduc aminte, ocupă cupa brevetelor, 1987 am ocupă acasă. Prima? Cred că da, prima. Desfășurată la Palatul Copiilor. Și apoi, începând cu vârsta de 9 ani, deja am intrat în cadrul competițional, campionate naționale. Când ai câștigat primul titlu de campion național? Destul de târziu, dar pot spune că am fost medaliat de la primul campionat național, da, de la 9 ani. Cred că primul titlu de campion național am avut în bazin scurt, dacă nu mă înșel, la vârsta de 11 și 12 ani, la 50 de metri fluture și cu recorduri naționale. Dar cred că performanțele notabile au început odată cu vârsta junioratului, înainte de a intra la juniori, vârsta de 15-16 ani. Exact, vârstele lui Patrick Dinu, David Popovici, ștafeta de 4x100, care, iată, ne-a adus o medalie de aur, este în premieră, nu? Pentru da, lumea trebuie să știe că și anul trecut această ștafetă a fost medaliată la campionatele europene. Locul 2, Locul 2. Ne-a bătut Rusia. Da. O echipă foarte bună. Întotdeauna au avut sportivi notători de excepție și probabil că o să mai aibă.
Dar această ștafetă poate că a deschis drumul către o viitoare participare la Jocurile Olimpice, pentru că David este vioara principală, motorul, da, motorul acestei ștafete și sperăm noi ca Robi Glință să continue și să ne ajute cu această ștafetă și mai sunt două locuri disponibile pentru care se bat 3-4 sportivi și să încercăm timp de 2 ani de zile să o ducem la un nivel înalt. Este foarte greu, tocmai ce s-au publicat baremurile olimpice și sunt înfierător de tare. Deci și baremul A și baremul B, înainte aveam o portiță cu baremul B, era un pic mai slab și aveam potențial de a duce români la Jocurile Olimpice cu acest barem B, dar acum aproape că nu există diferență între baremul A și B. Deci să înțeleg că dacă vom ajunge la Jocurile Olimpice într-o formulă cu baremul A, e o performanță extraordinară. Da, cel mai ușor lucru este să mergem la campionatele mondiale de anul viitor cu ștafeta și să accedem în finală, pentru că primii 8, dacă nu mă înșel, sunt calificați automat. După aceea mai sunt încă 8 locuri libere, în funcție de performanțele din ultimul an. Ne întoarcem la începuturile tale. Tu te-ai antrenat în bazinul de la Palatul Copiilor. Corect. Un bazin vechi. Așa. Frumos, să nu zic drag eu. Mie, renovat prin anul 2005. După ce ai câștigat medalia de la Jocurile Olimpice, da? Da, mi-aduc aminte. Te antrenai acolo? Da, m-am antrenat deci jumătate din carieră în bazinul acela, de 25 de metri, pentru că la Constanța nu avem un bazin olimpic. Da. Este această problemă de mulți ani, după ce a dispărut parcul. Da. În 91 sau 92, cred că a fost... Cam așa, da. Pierdut, să da. Spunem așa, de cetățenii din Constanța. Totul notul s-a mutat la Palatul Copiilor, fostul parc al pionierilor. Și aici ne-am desfășurat activitatea, așa cum am putut, condiții bune. Mi-aduc aminte, eram printre puținele bazine din țară, care odată la 2 săptămâni scoteam apa din bazin. Pentru că nu aveam... sistemele de filtrare care sunt astăzi și puneam de la cet apă luni, nu, duminică, sâmbătă după ce terminam antrenamentul, se scotea apa din bazin, sâmbătă seara se spăla bazin, duminică intra apă în bazin până luni dimineață, luni era apa curată, marți curată, miercuri mai puțin curată și după 13 zile era verde. Și în condițiile acestea, ai obținut o performanță remarcabilă. Da. Evident că nu discutăm despre condiții pentru performanță în acel bazin. Sau oricum, în niciun caz nu discutăm despre condițiile care se oferă astăzi în bazinele olimpice din orașele europene. Să știți că nu suferem așa mult. Era un bazin bun, nu erau condițiile cele mai bune. Dar... condiții, să spunem, normale pentru acea vreme. Cred că în ultimii 15 ani s-au mai construit bazine în România. S-au mai construit, adevărat, da. S-au construit și cred că se vor mai construi, pentru că, cel puțin acum cu valul acesta de publicitate prin David și prin rezultatele celorlalți copii obținute, cred că multe părți din România sau multe municipalități își vor deschide ochii și vor face bazine. Condițiile, trebuie să menționăm că condițiile de astăzi sunt mai bune decât înainte. Chiar dacă lumea spune că ne lipsește infrastructura, trebuie să fim realiști, să spunem că mai este loc de foarte multe bazine, dar condițiile sunt mai era, bune. Era chiar culmea să rămânem la acel nivel, să nu progresăm cel puțin. Da. Pentru că, din păcate, România stă foarte prost la capitolul infrastructură din toate punctele general. De vedere, în general, și acesta este un capitol care ne doare foarte mult, pentru că, din punct de vedere sportiv, România a fost în top la nivel mondial la multe sporturi, nu numai la înot. Și s-a făcut performanță, cred eu, motivând poate mai bine sportivul și neasigurându-i neapărat condițiile corect. Necesare unei performanțe remarcabile. E singurul notător român bărbat care este medaliat
la Jocurile Olimpice cu medalia de bronz, dar din punctul meu de vedere este tot un fel de aur. Numai să fii în finală, acolo este o performanță remarcabilă și încă o dată, chiar dacă a trecut multă vreme, se fac 20 de ani peste 2 ani de la această medalie. Da, au trecut anii, dar performanța a rămas. Mi-ar place Cum a fost? Cum a fost? E o poveste lungă, frumoasă. Hai să o ascultăm. Eu am terminat junioratul și automat am intrat în lotul de senior în anul 1999 cu prima deplasare făcută cu echipa națională a României la campionatele europene de la Istanbul de seniori. În 1999 aveam 19 ani. Au urmat calificările pentru Olimpiada de la Sydney din 2000 și am reușit să mă calific și am fost și la Olimpiada din 2000. Foarte tânăr, 20 de ani. Finalist, locul 6. A, bun. Da, din nou o performanță deosebită, într-adevăr. Din nou cea mai bună performanță pentru un notator român. Și a urmat o perioadă cu campionate europene și mondiale 2001-2002-2003 cu rezultate foarte bune pentru mine. Locul 5, locul 6, locul 4. Eu am făcut parte dintr-o echipă a României foarte bună. Trebuie să reamintesc Diana Mocanu, da. Camelia Potec, Dragoș Coman, Gherghel Ștefan, Bădiță Cezar, Raluca Udroiu. Adică mulți colegi de-ai mei reușeau să ia medalie la campionatele europene și campionate mondiale, dar mai mult la campionatele europene. Eram singurul din lot care nu reușeam să urc pe podium. Și am avut 5 ani din 1999 până în 2004, care colegii azi luau, anul următor nu luau. Poate săreau de locul 10, de locul 15, dar eu tot timpul eram locul 4, locul 5, locul 6. Și în 2004 pot spune că am spart oarecum ghinionul la campionatele europene de la Madrid, cu 3 luni înainte de Olimpiadă, în mai. Am devenit vicecampion european la 200 de metri spate și cred că de atunci am reușit să sparg acest... Bănuiesc că te-a motivat suplimentar faptul că... Motivat, dar eram singur, rămăsesem singur componenta al lotului, alții se lăsau de noci și aveau medaliile acasă și eu eram, munceam în continuu și nu aveam o medalie la o competiție majoră. Dar odată cu 2004 am reușit să spag această barieră, nu pot spune a contraperformanțelor, că erau performanțe foarte bune, locul 5, fără locul 4, nu. Locul 6 la mondial era extraordinar. Și probabil că acest loc 2 obținut la campionatele europene de la Madrid... M-am dat un imbolt și m-am dus destul de hotărât la Jocurile Olimpice din 2004. Nu cred că eram setat să iau o medalie, dar vreau să urc cât mai sus, pentru că e o diferență mare între un campionat european și un campionat mondial. Vin americanii, australienii, chinezi... Și olimpice. Da, la Jocurile Olimpice mă refer. Și atunci am zis, dacă în 2004, în 2000 am luat locul 6, bun, am adunat și încă 4 ani de experiență, concursurile le simțeam altfel, deja eram un notator matur și am zis, ok, hai să încercăm să facem un pic mai sus. Să urcăm mai sus. Poate un 5-10% mă gândeam că aș putea să iau o medalie. Poate antrenorul meu să zică să fi urcat cu 10-20% mai mult ca mine. Este bine. El e o fire optimistă de fel, domnul Octavian Tileagă, dar nu mi-a spus niciodată, Răzvane, vezi că eu m-am gândit că poți să iei. Dar am luat pas cu pas competiția, calificări, semifinale și într-adevăr finala a fost de vis. Locul 3 a fost o problemă, nu știu dacă vă aduceți aminte, eu am urcat pe locul 2 timp de 20 de minute. Nu mi-amintesc. Da, a fost o poveste. Eu și acum am acasă diploma de locul 2 și medalia de locul 3. Nici nu a mai fost să o schimb pentru că am zis că mai bine rămâne așa. Cam... Să fie o poveste personală și frumoasă rămasă la mine acasă. Dar eu după finală, rezultatele au întârziat să apară pe tabelă, cred că vreo 9 minute sau 11. Foarte mult. Americanul, campion olimpic, a fost descalificat. Și automat am urcat pe 2. M-am dus după probă la delegația României, m-am schimbat, m-am pregătit de premiere, știam că am luat locul 2. Oricum, fericirea era enormă. Locul 3, locul 2 pentru mine
Asta, mai, asta spun și eu, e nu mai însemna nimic în plus. Da. Nu aș fi vrut să fiu în postura celui care a luat cu 4 și a urcat pe 3 și a coborât înapoi pe 4. Adevărat. Dar acolo este o problemă. Dar la premiere m-am trezit cu americanul lângă noi și ulterior, după premiere, am aflat că a făcut o contestație și a fost acceptată. L-au repus pe în clasament. Și atunci clasamentul final a fost cu locul 3, opțiune de mine. Din punct de vedere al efortului fizic și financiar, ce a însemnat această medalie? Ce a presupus până în anul 2004? Cum spuneam, Patrick ne povestea că la 5 era în picioare, la 6 la bazin, la 8 la școală și cam tot așa. Cred că la tine a fost Patrick, cam la fel. V-a spus foarte bine că e o muncă titanică. Enormă, sacrificii foarte multe, la fel era și pe vremea mea. Un program bine structurat, adică nu te abăteai sub nicio formă și îl respectai întru totul. Deci trebuie să fii serios, da. Nu te joci. Poți să fii talentat, poți să fii mai puțin talentat, dar munca trebuie să facă parte din ritualul zilnic. Și atunci, asemănător programul, cred că eu intram undeva la 7 în bazin, rare ori mi-a fost, am avut an cu ora 6 de începerea antrenamentului. Ora 7 până la ora 9-9.30, după amiază încă un calup de 3 ore de pregătire cu o oră de sală, pregătire fizică pe uscat și 2 ore antrenament. Miercurea un singur antren de dimineață, duminica liber. Doar deci, duminica, atât? Doar duminica, sâmbătă dimineața antrenament fără dublaj după amiază, doar în anumite părți ale anului, când aveam antrenamente de acumulare și volum de realizat, atunci poate introduceam un al 11-lea antrenament pe săptămână de apă, vorbesc, ori sâmbătă după amiază, ori duminică dimineața, sau dacă eram în cantonament, lucram și duminică. Deci sunt 10 antrenamente pe săptămână. 10 făceam eu. Poate 11. Poate 11, doar de apă. Doar de apă, fără... Cam în jurul a 60-80 de kilometri pe săptămână. Bănuiesc că este condiția esențială pentru performanță, altfel nu se poate. Da, nu ai cum. Dacă nu te pregătești... Și pentru toți cei care... organizat, nu ai cum să... Toți cei care se uită acum la televizor și îl văd pe David Popovici, pe Patrick al nostru, te văd pe tine și... vor să facă această performanță cu copiilor, trebuie să știe la ce se hamă de la bun început, că performanța nu se face peste noapte. A durat la tine de la 6 ani până la medalie olimpică. Până la 24. Până la 24 de ani. La David Popovici e un pic mai repede, pentru că vorbeam înainte de emisiune, a scăzut cumva vârsta performanței cu vreo 2-3 ani. Da, așa este. Și eu am fost medaliat la campionatele europene de juniori înainte. În anii 98. Am fost finalist în 97, finalist în 96, deci am avut performanțe notabile și la juniori. Dar, după cum am spus și noastră, acum performanța se obține un pic mai repede decât pe vremea mea. Dacă atunci un sportiv ca mine, de exemplu, sau un sportiv în general, la vârsta de 23, 24, 25 de ani, era exact în mijlocul unei cariere sportive și un sportiv... bine antrenat, bine structurat și cu performanțe notabile, acum, într-adevăr, vârsta a scăzut, adică poți să obține rezultate foarte bune și la 19, 20, 21 de ani. Se vede deja. Da, David este ceva special. David, momentan, este unul dintre sportivii cei mai bine văzuți, cel puțin la not, din întreaga lume. În momentul actual. Unde îl vezi? Peste... Îl văd departe. 3 ani. Îl văd departe. Îl vezi medaliat la olimpice? La Jocurile Olimpice? Pentru că e clar că asta îi mai lipsește din... N-aș vrea să spun 100%. Nu. 99%. E... Da, pentru că nu poate garanta nimeni. Dar ce a arătat David anul acesta și anul trecut și anul acesta, mă repet, îi conferă tot dreptul să... Nu să spere, să câștige două medalii la... Cumva l-ai urmărit de la distanță pe David, sunt convins. Îl știu de mic, de la 10 ani. Intuiai că va ajunge așa de repede la această performanță, pentru că are 17-18 ani neîmpliniți și este dublu campion mondial
o performanță unică în notul românesc pentru David pentru a avut performanțe tendații. Normale, corecte pentru vârsta de 10, 11, 12, chiar și 13 ani. La 14 ani deja s-a făcut diferența între el și ceilalți concurenți pe plan intern. În România, vorbesc la campionatele naționale. Odată cu vârsta de 14 ani deja s-a făcut o distanțare față de ceilalți și 15 ani deja l-am avut. Ce a fost aici? Talentul sau munca? David este un copil talentat. Lucrează cu Adrian Rădulescu și se pare că este cel mai bun cuplu la ora actuală din lume. Se înțeleg de minune. Au o echipă, David are o echipă foarte bine structurată și care îl ajută și în bazin și în afara bazinului. Părinții care se ocupă de el, program de refacere, program de pregătire fizică, masaje și așa mai departe. Da, David, odată cu vârsta de 15 ani, deja era un, era un nume la nivel european la juniori și, dacă ne aducem aminte, deja la vârsta de 16 ani, medaliat la europene, la 15 ani cred că a fost medaliat la FOTE, la Festivalul Olimpic al Tineretului European. Deci, deja bătea la porțile înotului european. Nu e singur însă din generația aceasta, zic eu, de aur până la urmă. Da, nu putem denumi. Greșit. Este și Robert Glință, un notator foarte bun, campion european până la primul urmă. Campion. Primul campion european. Despre care parcă se vorbește acum ceva mai puțin. Și poate că un pic nedrept, pentru că înainte de David a fost el, iar performanța lui a fost foarte mare și este foarte mare și este foarte mare în continuare. Robert este un sportiv la fel de bun. Nu putem să-l punem pe același palier cu David, dar trebuie să ne amintim că Robert a ținut performanțele notului românesc în ultimii 5 ani. Absolut. A fost campion mondial de juniori, record mondial de juniori la 100 spate, dacă nu mă înșel. Medaliat la europene de seniori, la mondiale în bazin scurt de seniori și anul trecut campion european de seniori. Performanțe care nu multă lume se poate lăuda și într-adevăr Robi, chiar dacă este mai în vârstă decât David, nu are decât 25 de ani, el cu siguranță cred că se gândește foarte bine la Jocurile Olimpice din 2024. Cred că acolo va fi acolo va fi un moment de gândire dacă va mai continua sau nu cu marea performanță. Cu toate că se poate. E o notă până la 30 de ani. Și acum ești antrenor. Vorbeam cu Patrick Dinu, elevul tău. Da. Și îl întrebam, după ce va trece această perioadă, că evident ea trece și trebuie să ai în vedere să faci poate și altceva în viață. L-am întrebat ce ai vrea să faci după ce, ce ai vrea să faci când te faci mare. Și mi-a spus destul de franc și fără să ezite că ar vrea să dea la medicină. Da. Pe la 26-27 de ani. Cam atunci se vede el cumva la apogeul carierei de notător, momentul în care ar putea să pună slipul în cui, cum s-ar spune, și să își vadă de restul vieții. Mai are destul de mult până acolo. Tu când l-ai văzut, când l-ai văzut pe Patrick prima dată? În 2010. Avea 5 ani. 5 ani, 5 ani și puțin, până în 6 ani. 2010, 2011, cred că în toamna lui 2010. Promitea ceva așa de prima vedere? Wow, nu, Patrick, aș vrea să îi mulțumesc. Patrick este un sportiv de nota 10, cum e David pentru România. Este un om de nota 10, Patrick. Da, așa este David, așa este Patrick, Patrick pentru mine. Ne-am întâlnit în 2010 la bazin. Un copil foarte cu minte, foarte bine crescut. De atunci era oarecum altfel decât mulți copii de vârsta lui. Nu un copil talentat. Cel puțin la început pot spune că
procesul, mi-aduc bine aminte, foarte greu a fost primele 2-3 săptămâni. Am zis că nu știu dacă o să pot să-l învăț să nuat. Chiar cu mine a început. Eu i-am pus pluta în brațe, cum se spune, și cu mine a făcut primii pași. Dar vreau să menționez că Patrick, un copil foarte serios, el de atunci, și cred că am și urmărit emisiunea, de atunci a zis ok, în 2-3 săptămâni după ce a început, a zis vreau să fac asta, da, vreau, da, să fac mai mult. Da. Și întotdeauna a vrut să facă mai mult. Și așa a existat progresul la el. Un copil care muncește foarte mult, un copil care este susținut foarte bine de părinți, le mulțumesc pe această cale, pentru că, într-adevăr, toți, la vârstele acestea, contează foarte mult ca cei de acasă să te sprijine. Este și la o școală privată în Constanța și are sprijinul și acestei instituții. Da, îl înțeleg, da. Și le mulțumesc încă o dată celor de la școala lui Patrick. Da, Patrick a fost un sportiv foarte bun de la vârsta de 10 ani, de când a debutat la campionatele naționale, medaliat, recordman național, și prin muncă și prin sacrificii a ajuns la aceste performanțe. Locul 1 la campionatul european de juniori și locul 2, că am mai luat și un locul 2, da, cu vicecampion european cu ștafeta de liber, două fete, doi băieți. Da, 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 mixt, da, așa este. Da, performanțe foarte bune. Ne gândim să facem parte din această echipă de 400 liber pentru Jocurile Olimpice din 2024. Suntem focusați și eu și el pe acest lucru. Nu este ușor. Nu, absolut. Este foarte greu, dar credem că se poate și dacă cel puțin credem, o să și încercăm să facem tot ce ne stă în putință să mergem la Olimpiade. Pentru mine ar fi un vis împlinit să duc un sportiv la Olimpiadă. Cred că, nu știu, mi-aș încununa cei 2024, cei 14-15 ani de carieră de antrenor prin această... Ar fi o predare de ștafetă până la urmă, un constanțean, dă unui constanțean această ștafetă. Da, și nu sunt foarte mulți... A prezenței la Jocurile Olimpice, da. Sportivi care merg la Olimpiadă sau sunt calificați, nu, la Olimpiadă cu un antrenor cu care au început în notul. David Popovici este unul dintre ei. David a început cu Adrian Rădulescu, este în continuare cu Adrian Rădulescu și lucrurile merg foarte bine. Tare mi-aș dori și eu să îl calific pe Patrick la o ediție a Jocurilor Olimpice. Vorbeam cu Patrick în emisiune despre ce înseamnă o cursă și ce stă în spatele ei. Că nu e, noi ne uităm la televizor și vedem cum înoată și mi se pare foarte simplu. Te uiți și cam aia e. Dar în spatele cursei, pe lângă faptul că stă foarte multă pregătire, este și strategie. Exact, este tactică, strategie, cunoașterea, da, adversarului. Deci e o întreagă poveste acolo, nu e te arunci în bazin și în not și ai câștigat sau ai pierdut. Este o chestie mult mai complicată. Bănuiesc că și tu înainte de a intra în bazin, studiai adversarul, adoptai cea mai bună tactică de not. Spune-ne puțin despre ce înseamnă toate aceste chestii. De la televizor se vede foarte ușor. Da, de obicei, când ajung la acest nivel, lucrurile sunt foarte bine puse la punct, pentru că cel puțin un sportiv de valoare și un sportiv care deja merge în competițiile majore internaționale știe cu cine se va bate, pentru că te duci la start și sunt 50 de concurenți, dar tu știi că ai 10 cu care sau 15 care se pot bate pe 8 locuri, da? Și încă 8 care se pot bate pe 3 locuri. Poate sunt vârfuri care cu siguranță știi că nu îi poți depăși și au locul asigurat, dar în spatele acestei unei curse stau foarte multe alte lucruri, foarte multe alte lucruri care trebuiesc bine puse la punct. Studiezi adversarul, îi vezi tactica, că dacă vorbim de curse mai lungi, unii pornesc mai tare și vin mai încet, alții, exact, pornesc mai încet și termină mai tare. Sunt curse și curse, trebuie să-l mobilizezi pe sportiv foarte bine, trebuie să fie practic pregătit din toate punctele de vedere înaintea unui start. Cât de importantă este întoarcerea în bazin?
Nu e importantă, foarte importantă. Noi nu stăm foarte bine în acest capitol cu Patrick. Dar vom progresa și aici și sper ca pe viitor să fie și mai bine. Acolo se pierde timp important. Se pierde timp, practic, Patrick face o probă de 100 de metri. E o probă scurtă în not. Eu făceam 200 spate. Era cea mai lungă probă din procedeul spate. Orice greșeală mică, să spunem, poate o puteai remedia pe durata că-i lungă, da. Da. 4 lungimi de 50 de metri. Ai ceva timp. Ai ceva timp, dar la 100 liber, nimic. Procedeul liber este cel mai rapid procedeu din not și practic este un pic mai lung decât proba de 50. La 50 nu mai există niciun fel de tactică, start, parcurs și sosire, all out. Dar 100, într-adevăr, deja implică și tactică și orice mică greșeală te costă foarte mult. Vă dau un exemplu. Ce înseamnă greșeală? Exact. Păi, pornești de la start cu timpul de reacție. Care dacă este greoi, te trage în spate. Corect. Startul, intrare în apă, lucru sub apă. Ieșire de sub apă. Și, deci numai până ieși afară din până lumea vede startul, fluierul, da, și îl vede că iese afară, poți să faci 3 greșeli. Care te costă probabil, nu știu, câteva locuri. Poate, de exemplu, poate chiar medalia. Cu siguranță. Cu siguranță. Și tot așa, este parcursul, ciclu de brațe, pe primul 50, întoarcerea rapidă, lucru sub apă din nou. Și ca să stăpânești toate acestea, îți trebuie sute, mii de da, se fac antrenamente și de... Mergem la perfecționare. Avem un centru în Belgia și Federația, cel puțin în ultimul an, a trimis de 2 ori exact pentru aceste lucruri, pentru starturi, întoarceri cu multe camere care iau frame-urile sub apă, intrarea în apă, timpul de reacție. Tot. Adică noi nu avem în România așa ceva. Asta voiam să te întreb. Nu sunt nici foarte multe lucruri, nu sunt foarte multe locații în Europa cu acest gen de... Da, dacă vrei performanță, te chinui și faci și tu unul la tine acasă. Unul. Ca să ai. Foarte greu. Da, de ce? Foarte greu. Bazinul este construit pentru așa ceva. Și adică construiești unul. Construiești unul construite la nivel național. A, da, nu e... N-o fi foc să faci unul. Așa este. Noi despre asta discutăm. Nu poți realiza. Stadioane avem. Mă rog. Nu mai avem fotbal. N-avem bazine... Așa cum, de pildă, există în Ungaria, dar avem înotători foarte buni. În Ungaria este un cult pentru înot. Păi da. De la grădiniță te cam obligă să mergi la, spune, un rucsac în spate, un slip, o pereche de ochelari. E un cult pentru înot și pentru polo. Poate că lumea nu știe. Da, și pentru polo, într-adevăr. Polo este sportul lor național. Dar fără a fi un cult în România, putem, în mod evident, ca stat, să susținem sportul la nivel de performanță europeană, mondială și chiar olimpică. Ne întoarcem la Jocurile Olimpice de la Atena. Chiar voiam să te întreb, pentru că acela cred că a fost ultimul moment în cadrul căruia România a ieșit multimedaliată. A avut o performanță uluitoare. Da. Atena pe 11? Foarte bună. 9, nu mai, nu mai știu loc, însă a fost foarte bine la Atena. Constanța a avut 7 sau 8 medalii olimpice. Un lucru cred că unic în istorie. Și după România aia, a terminat acum 2 ani cu doar 4 medalii. Nici nu are sens să discutăm. Da, da. Întrebarea mea este așa, că tu ești categoric mult mai în miezul evenimentelor și mult mai în fenomen. Ce s-a întâmplat din 2004 până în 2022? Că sunt, nici 20 de ani nu sunt. Dar, de fapt, lipsa performanței nu de ieri de azi la noi. E mai din spate. Deci, corect, hai să spunem cât, vreo 14 ani, cam așa. Ce s-a întâmplat în 14 ani? Că timpul e foarte scurt, nu e mult. Nu e mult. Ce să vă spun? Unul dintre lucrurile cele mai importante este că ne lipsește infrastructura. Da. Lucrurile au evoluat în toate sporturile. Poate că noi am vorbit mai devreme de acest sistem de tehnică, video, pe care da, alții l-au și noi nu-l avem. Mergem acolo, dar noi mergem doar cu vârfurile. Ceilalți nu au posibilitatea să meargă acolo. Costă 300 de euro fiecare zi de filmări. Da. Nu aș vrea să detaliez acest subiect, dar deci nu toată lumea are acces. Eu cred că în ultimii 15 ani în România am pierdut foarte mult la capitolul infrastructură, aș pune pe primul plan,
dar și foarte mult la tot ce înseamnă tehnică, la toate sporturile. Da. Adică noi am rămas cel puțin la înot, vorbim de înot. Noi în continuare, hai să nu spunem, până în ultimii 3 ani, noi în continuare stăream la campionatele naționale după o piatră. Când există block start-uri, acel sistem de plecare, care de 15 ani are și timp de reacție, adică vezi în timpul fluierului, de comanda fluierului și până pleci din block start, durează 80-70 de zecimi. Deci noi încă stăream de pe piatră, noi încă nu aveam tabelă electronică pe partea cealaltă a bazinului până anul trecut. Deci despre asta vorbim. Aici vorbim despre până anul trecut? Vorbim despre fotbal. Nu știu. Despre fotbal? Am rămas la același lucru. Iese echipa pe teren, face meciul, se duce acasă. Păi ăilalții probabil că se duc la refacere, au anumite camere în jurul stadionului sau în incinta stadionului în care cine e mai obosit rămâne la refacere. Cel care... Cred că aici ne-a lipsit foarte mult. Toate aceste inovații care pe alții i-au făcut să crească în performanță, noi am rămas la același nivel. Crezi că un rol, fără a face politică, până nu facem politică, un rol important în toată această poveste l-a avut faptul că nu au existat miniștri care să înțeleagă fenomenul și care să... Păi, cred că este un studiu, cred că ne-am schimbat mai mulți prim-miniștri decât ani. Bine, decât... Dar, pe care i-am avut. Dar ministrul al sportului care să înțeleagă și care să pună să se dea cu... Și câțiva miniștri buni ai sportului, cel puțin pe vremea mea, cred că era domnul Gingăraș, cred că era domnul, poate se supără lumea, Antonescu, Crin Antonescu. Despre Crin Antonescu am auzit și eu de foarte mult, exact, foarte multă lume spunând că poate a fost cel mai bun ministru al sportului, al tineretului și sportului de după 1989. Nu venea din branșa sportului. Important este să fii un manager bun, să ai o viziune, să faci o strategie, dar cum să faci o strategie dacă tu stai un an în funcție? Nu, poți să faci o strategie și să o lași mai departe celui care vine după tine să o implementeze. Și dacă nu vrea să continue respectivul, ce facem? Cât, așa a fost tot timpul. Păi cât timp strategia respectivă vizează binele sportului și performanța? De ce să nu vrei? Eu doar nu dacă cred că în România sportul este o prioritate. Să mă scuze lumea. Din păcate. Din nu păcate. Cred că este o prioritate. Cred că nu mai este o prioritate. Nu mai este o prioritate de mulți ani și ne păcălim și ne mândrim cu câteva rezultate, dar... Cine este de vină? Cine este responsabil? Clar, din punctul meu de vedere, toți cei care au trecut pe la guvernare au partea lor de vină. Da, cei care au condus destinele acestui sau acestor guverne. Care și la nivel local, cei care au trecut pe la administrațiile locale în ultimii 20-25 de ani și care puteau să lase ceva în urmă, să construiască ceva, au și ei partea lor de vină. Cu siguranță aici este vina principală a celor de la centru și celor și la nivel local. A celor care sunt la nivel local. La cum vezi lucrurile acum? Ești optimist în ceea ce privește o îmbunătățire? Pentru că avem câteva performanțe acum la nivel de not, unice, spectaculoase, care ar putea să miște ceva la nivel de guvern, repet, fără să facem politică, să vadă oamenii că se poate. Mi-a plăcut domnul ministru, Novak. Primul ministru, nu, Ciucă. Primul ministru, domnul Ciucă, să zic bine, să nu greșesc. Da, domnul Nicolae Ciucă, domnul general. Domnul general. Mi-a plăcut că la această performanță s-a gândit să scoată, nu știu, 1 sau 2 milioane de lei pentru performanța lui David. Foarte bine. Nu știu dacă știi, sunteți la curent? Da, sunt la curent, nu mai știu suma, într-adevăr. Un milion de lei pentru această dublă medalie la campionatele europene. Dar eu dacă m-aș fi numit domnul Ciucă, eu aș fi spus, David, uite, am scos 1 milion de lei de la rezerva de stat, poftim, felicitări, dar aș fi pus încă 5 milioane de lei către un program de 5 ani de zile la not. Și m-aș fi dus la Federația Română de Not și aș fi spus așa, domnule, vreau să vă dau 5 milioane de lei și aveți 6 ani până în 2028, că nu poți face în 2 ani nimic. Deci mai aveți 5 milioane de lei de la mine. Vreau ca acești bani să fie separați de ce dă ministerul anual și vreau să văd un program, să văd cum
vă descurcați cu acești bani. Dacă mai aveți nevoie și lucrurile merg bine, vă mai dau, dar aveți un start care vă poate ajuta. Adică acum există această emulație în jurul David. Da. Foarte mulți copii ar vrea să facă ceea ce face David. Și cred că cu o strategie cum eu am dat acest exemplu, asta aș fi făcut. Nu cred că statul român se împotmolea cu 5 milioane de lei. Nu vorbim de euro. De lei. Nu, nu se împotmolea cu absolut nimic. Că noi nu suntem plătiți ca fotbaliștii, ca și handbaliștii. Noi suntem plătiți în roni sau în lei, da, la un sfert din vă plătește cineva? Nu aș vrea să intru în detalii. Nu aș vrea. Deci noi suntem un club privat. Patrick a fost susținut personal de către club și de către părinți. De 2 ani de zile este la Faru. Faru este un club departamental. Bani puțini. Că de unde să-ți dea? Poate cu acest CSM Constanța, care a luat ființă și sper să fie mult mai care bine a trebuit să ocupe de toate sporturile constanțene. Sper că o să fie mai bine, clar, o să fie mai bine, dar mai necesită timp. Da, notul este plătit foarte puțin. Doar David, acum, într-adevăr, a ridicat ștacheta. Da, după ce este dublu campion mondial, evident. Da. După ce ai câștigat medalia de bronz, ai fost premiat la rândul tău, bănuiesc, nu? Da. Premiile cele mai mari sunt la Jocurile Olimpice, de departe. Acum am început să mărească și la campion mondial, campion european. Dar, de departe, premierea la Jocurile Olimpice este simțitor mult mai bună decât la celelalte competiții de anvergură. Crezi că nou ordin de ministru al tineretului și sportului care spune că 40% dintre sportivii care intră pe teren sau care fac parte dintr-o echipă să fie români obligatoriu, crezi că va aduce o îmbunătățire nu peste noapte, ci într-un anumit interval de timp, spune în 5 ani de zile de acum încolo, a sportului românesc și a performanțelor fără infrastructură? Nu, aici trebuie să așeze cineva la o masă și să gândească un, nu știu, un proiect comun care, la care să nu se abată în următorii 5 ani. Vrei să faci acest lucru, să impui un număr de minim 40% români care să și joace, ca așa pe foaie puteți. A, sigur că da. Trebuie să și joace, adică să stai pe ei în teren, la echipe și așa mai departe. Dar cum faci acest lucru dacă tu nu ai infrastructură? Exact. Toată lumea se trezește, nu știu, face o echipă de volei sau de handbal sau de basket, spunem, te duci, cumperi jucători, îi aduci, dar ca să-i crești pe ceilalți să ai o infrastructură, ca să te poți baza că vei avea 4 sau 3 basketbaliști în echipa de 7. Deci 40% sportivi români astăzi, la tot ce înseamnă echipe în România, înseamnă vreo 5 ani de lipsă de performanță. Da, da, îți asumată. Dar cine are răbdare... Nimeni nu vorbește, nimeni nu spune asta. Domne, cine are răbdare va culege roadele peste 5 ani. Trebuie să fie un moment zero în sportul și românesc. Și cu siguranță vei avea și cheltuieli mult mai puțin. Lumea nu se gândește la acest lucru. Da, pe de altă, așa este, dar pe de altă parte, ca să poți crește sportivi care să facă performanță ulterioară, automat îți trebuie infrastructură pe care nu o ai. Deci, pe lângă faptul că poți cere 40%, ești obligat să investești în infrastructură pentru a crește mai departe valori. Asta dar nu se întâmplă. Dar dacă luăm și performanțele din ziua în care vorbim, joacă cu străini, nu? Nu știu, fotbal. Da, toată lumea joacă cu străini, da. Tot da. Zero performanțe. La fotbal este zero performanță, da. La handbal masculin mai avem performanță. Și handbal feminin. O singură echipă într-o parte, o singură echipă într-o parte. Handbal feminin, nu mai suntem în Final Four de multă vreme, chiar dacă CSM București primește bani foarte mulți de la primăria capitalei, dar nu mai în Final Four. Da, și se investesc foarte mulți bani acolo. Într-adevăr, ceva pare că nu funcționează, chiar dacă dai bani foarte mulți și pentru sportivi străini. Avem rezultatele. Dar, repet, pe lângă faptul că este mai mult decât generos să-și dorești să ai români în teren, trebuie să generezi bineînțeles, sportivi care să poată și programe de pregătire în centre foarte bine puse la punct, pentru că altfel riști ca peste 5 ani de zile să fii unde ești. Tu ca să ai 4 jucători într-o echipă din 10, nu știu ce echipă folosesc, 10, am dat doar
Fotbal. Da, sunt 11 și... Trebuie să joci cu 5. Da. Păi tu, ca să ai 5, trebuie să ai 50 sau ai 5. Exact. Adică trebuie să crești 50 ca să te gândești că poate 5 vei ajunge cu ei la nivel... Singurul care crește, Gheorghe Hagi. La nivel de tin, copii, pe grupe de vârstă, astfel încât să poată da, să... Da, la el este totul bine structurat. Păi, este, după părerea mea, un model pentru mulți alții. Din buzunarul lui. Era următorul lucru da. Pe care vreau să-l spun. Așa. Jos pălăria, el nu este susținut de către nimeni. Da. Tu ești susținut de sponsorii care îi aduce tu? Academia sau numele lui. De la Hagi trecem la tine. Ai școala ta privată de înot. Da. Da? Cine te-a sprijinit în înființarea ei, în activitatea ei? Noi ne autofinanțăm. Deci nimeni. A fost o investiție privată. Bun. Și ne autofinanțăm. Deci performanțele pe care le-ai obținut cu elevii tăi da. Sunt performanțe obținute fără ajutorul... Și pot spune că performanțele care se obțin din bazinul Athena Sport Club sunt consumatoare de bani, nu producătoare. Producătoare de bani. Trebuie să înțeleagă lumea. Din acest motiv nu pot face al doilea antrenament la mine la bazin și mă duc și fac la mall, scot abonament și fac la work class. Al doilea antrenament cu 1, 2, 3 copii care sunt mai buni și au nevoie de al doilea antrenament. Pentru că dacă aș merge la mine la antrenament și după amiază, nu aș mai putea să mențin palierul de salarii și așa mai departe. Deci tu plătești curent, apă... Noi plătim. Din? Din venituri de proprii. Dar ai un campion mondial. Părinții la juniori. Plătesc abonament. A venit cineva de la statul român să spună: domnul Floreanu, ne felicitări. Vrem și noi să dăm 5 lei, 15 lei. De la stat? Da. Nimeni pentru că, uite, ne-ai făcut o mare bucurie, o mare onoare. Ai adus acasă o medalie de aur și sunt eu. Sunt doar sponsori care i-am adus de-a lungul timpului, de când sunt în bazinul de 9 ani de zile. Nu foarte mulți, dar ne-au ajutat. Cei mai mari sponsori și susținători ai bazinului sunt părinții. Cinste lor. Părinții care au copii la performanță chiar cheltuiesc niște bani. Fiecare deplasare costă, fiecare slip care se uzează costă. Da, da, da. Cască... Da, sunt. Și tehnologia a avansat de mult și costumele de competiție costă foarte mult. Singurul avantaj este că acest copil este la Farul și Farul îi plătește o deplasare, îl premiază după o competiție majoră, ceea ce este normal. Absolut. Ceea ce este normal. Câți tineri constanțeni sunt la școala ta privată? Ei sunt mulți. Avem peste 500 de copii, wow. Dar fructează foarte mult. Sezonul de primăvară, vară și toamnă este cel mai populat, dar vine sezonul de noiembrie, decembrie, ianuarie, februarie, chiar și martie, în care lumea e un pic temătoare, e frig afară, răcește copilul. A fost și COVID-ul. Nu mai vorbesc de perioada de COVID. Noi am fost foarte norocoși că am fost deschiși, că am luat decizia să-l ținem deschis. Dar multe bazine în țară au fost închise total peste un an și jumătate. Noi am fost închiși doar 3 luni. Dar foarte greu ne-a fost. Da, suficient. Deși tot prin părinți, cel puțin când mi-aduc aminte, am deschis bazinul după primele 3 luni, am făcut o ședință cu ei și am zis, ok, îl deschid, dar trebuie să plătim de 3 ori abonamentul. Că eu nu pot să aduc copiii în bazin care să ne financeze. Deci, ca să-l deschid pentru performanță, trebuie să plătim de 3 ori sau de 4 ori mai mult. Toți au fost de acord. Cinstelor încă o dată. Da, am niște părinți, cel puțin, cred că toți părinții care ne calcă păragul, sper să fie mulțumiți, dar cei care, cu care lucrez și sunt angrenați în echipele de performanță, înțeleg lucrurile și ne sprijină foarte mult. Și cu deplasări, cu mașini, cu transport, poate cineva cunoaște în locația respectivă unde trebuie să ajungem și avem un preț
preferențial. Da. Deci e autofinanțare cap-coadă. Din cei 500, îl dăm la o parte pe Patrick, mai sunt și... Mai avem medaliați. Vârfuri care să ne aducă medalii la nivel european, mondial și poate chiar olimpic? Greu. Greu. La cum îi vezi tu? Avem sportivi buni. Noi întotdeauna rulăm în jur de 50-60, între 40 și 60 de sportivi cu care mergem în competiții sportive. De la 9-10 ani până la 17-18 ani. Acești sportivi fac sacrificii enorme să ajungă la bazin. Este un sport care necesită foarte mult timp de antrenament. Foarte mult timp. Și nu mai vorbesc de transport. Adică un antrenament de 2 ore se transformă în 3 ore și ceva. Pentru că da, te duci, trebuie te să ajungi la bazin, trebuie să te întorci acasă și așa mai departe. Lucrurile nu sunt, sunt foarte simple. Și mai cred că chiar dacă avem, nu știu, peste 5-600 de copii la grupele de inițiere, perfecționare, procentul de a merge către performanță este din ce în ce mai mic. Poate acum se mai... Poate. Eu cred că foarte multe alte lucruri care nu țin de a vrea sau nu vrea să mergi la bazin sau să stai cu un sport. Cred că multă lume practică notul, dar mai are și foarte multe activități pe lângă da. Not. Da, absolut. Îl duce și la vioară. Școala e din ce în ce mai grea. Te meditezi la clasa a doua, a treia. Întreb păi un copil, de ce nu vii la antrenament vineri? Da. Fac meditații. Ce clasă ești? A doua. Da, nu mi se pare, dar... Greu. Greu găsești copii care să vină. Pentru că nu e ușor să ai 10 ani sau 9 ani și să-l chem pe copil în fiecare zi la bazin. Cât de important este sportul în școală? Foarte important. De la clasa 1 până la clasa... Până la clasa 12, de ce nu? Ar fi extraordinar să avem licee în România care să aibă terenuri de jocuri sportive în care, nu știu, să fie un concurs interliceal. Nu vreau să mă gândesc că ce emulație și ce nebunie ar fi la porțile, la gardul liceului să joace un liceu cu altul. Părinți, prieteni și așa mai departe. Cred că pe vremea noastră erau da, astfel de concursuri. Da, acum da. Se mai ține un pic la atletism. Cred că sporturi de echipă, la basket echipă, se mai țin, dar tot așa, destul de... Nu se ar fi compara, extraordinar, săptămâna sau bilunar să fie o competiție la care să știi, băi, mă duc la sport, de ce? Că de plăcere, pe lună am un trial sau am un meci cu vecinul. Și să știi, în același timp, că e cineva acolo care se uită. Poate să te vadă că ai valoare și să te cheme. Ia vină cu acea puțin. Da. Hai, vrei, nu vrei da. Să faci performanță? Hai să vorbim cu părinții, hai să discutăm că uite, ai talent. Că dacă nu te vede nimeni, tu poți să fii talentat la tine acasă. Da, și poate că nu te duce părintele la sportul în care tu ai cele mai... Absolut și te privează de o mare șansă. Mari abilități, da. Te-a chemat cineva... fie de la inspectoratul școlar județean, fie de la vreo școală, fie de la vreun liceu, la o oră de dirigenție, să vorbești și să le spui despre în not, să le explici ce înseamnă și să poate să convingi de acolo copii să vină la tine? Surprinzător, da. Mă bucur să în acești aud. 15 ani de când am te-au chemat de câte ori? Terminat, sau 12 ani de când am... nu știu dacă am fost de mai mult de 2 ori. Da. Ia. Dar a fost. Deci de 2 ori în 15 ani. E... Să nu greșesc, maxim de 3 ori. De 3 ori în 15 ani. Da. Da. Ce să... Mai... Asta spune foarte multe, din păcate. Da? Da. Pentru că în Constanța avem sportivi foarte buni. Care avem, făcut... orașul este mare, ducem lipsa de infrastructură și noi trebuie să recunoaștem. E adevărat. Mare. Dar nimeni nu îi cheamă să vorbească cu cei mici, să le spună, mă, copii, uite, sau, bun, nu numai neapărat medaliați. Dacă nu avem foarte mulți medaliați, dar de pildă jucători titulari în echipa de handball, echipa de basket, echipa de volei. Haide să venim să facem o promovare sportului de performanță. Să iei sporturile să le promovezi în fiecare an. Ciclic, bineînțeles, ciclic. Da, sigur că da. Două. Da. Dar cum promovezi dacă nu ai unde să-i duci? Pentru că la mine e un bazin privat, celălalt este un bazin privat, costă.
să te duci să îți dai copilul la sportul respectiv. Spui condițiile de la bun început, dar e important să livrezi informația, că nu știi până la urmă. Și asta este adevărat. Poate vin 10 părinți motivați și copii care vor să fie Răzvan Florea, care vor să fie campion olimpic. Cu siguranță găsești. Da, cu siguranță vei găsi. Cu siguranță vei găsi. Dintre cei pe care i-ai antrenat sau cei pe care i-ai cunoscut, a fost vreunul care să spună eu vreau să te bat, eu vreau să fiu mai bun ca tine? Să-l motiveze performanța ta până la urmă? Cred că sunt câțiva care mi-au trecut prin mână, cum s-ar spune, și copii care sunt și acum la bazin, care cel puțin sunt motivați de performanțele mele și poate că ar vrea să mă depășească, ceea ce este foarte bine. Ar fi extraordinar. Pentru că, repet, multă lume mă întreabă cum e să fii primul și singurul medaliat. Dom'le, tare mult aș vrea să nu fiu doar primul. Da, primul, exact. Și singur. Corect. Să ia 100 de sportivi medalie, pentru că oricum titlul de primul nu ți-l mai ia nimeni. Adevărat. Și atunci rămâi doar cu simplă titulatură, dar aș vrea ca, cred că sunt copii care au modele, Răzvan Florea, model Robert Glință, Dragoș Coman, și Pote, Camelia și așa mai departe. David sunt, Popovici. Cred că acum cei care se implică foarte mult în not, cu siguranță se gândesc la astfel de... Modelul tău care a fost? Eu nu neapărat am avut român. Eu am avut un model român. Oh, felicitări. Chiar 200 de metri spate făceam. Îl primeam ca pe un zeu, așa, când eram junior. El era mai mare cu 5 ani ca mine. Și Nicu Butacu este primul medaliat la Europene de Seniori pentru România, locul 2 la Viena în 1997, dacă nu mă înșel. Pentru că nu prea făceam față cu băieții noi. Nicu a fost deschizătorul de drumuri. Și după aceea, generația noastră. Vorbesc de Nicu în generație 75, 76, 74 și următoarea generație bună a fost 79, 80, 81, 82. Aici a fost generația de aur, așa, a notului românesc, generația 80, 82. Dar mi-aduc aminte când îl vedeam pe Buti cum nota la naționale, ce să mai, eram în al nouă la cer și echipamentul pe care îl purta și cum înota Nicu Butacu, pe mine m-a fascinat și mult îmi doream să ajung ca el. Și odată cu vârsta de 18 ani, 19 ani, de fapt, am intrat la seniori, am fost amândoi la Europene de Seniori, l-am bătut și s-a lăsat de mult, cred că a mai continuat decât un an de zile, dar pentru mine a fost un idol. Nu poate fi o satisfacție mai mare pentru un profesor ca elevul să-l bată. Mi se pare cel mai important lucru să știi că, iată, ai creat ceva, ai creat pe cineva care devine mai bun. Te poate depăși. Bine, și lucrurile au evoluat. Sigur, sigur. Mă așteptam să spui cumva Michael Phelps, Ian Thorpe. Sau... Ei au fost aceeași generație cu mine și nu știu dacă mă puteam gândi că aș vrea să fiu, că visele ți le pui oarecum în perioada junioratului și atunci ei erau de aceeași vârstă cu mine. Aș fi putut să mă gândesc la cineva care era cel puțin cu o generație mai sus decât mine. Dar acum, într-adevăr, că și acum copiii se gândesc la David Popovici. Nu cred că se gândește unul care are 19 ani. Aș vrea să fiu David Popovici, că e greu, e târziu. Tu ți-l iei model de când crești. Ce înseamnă, așa e corect. Ce înseamnă de vreme și târziu un not? Ne apropiem de finalul emisiunii. Adică, ca să faci o performanță în not, care este vârsta ideală de a intra în bazin? În primul rând, este un sport care trebuie să-l începi de la o vârstă fragedă. 6, 7, 8 ani, deja un pic cam târziu. Deci cam aici ar trebui să ajungi la not. 4-5 ani este ok, te joci, te distrezi, 5-6 ani la fel. Deja de la 7 ani, dacă ești selecționat într-o echipă de perfecționare și apoi de performanță, deja începe munca. 8-9 ani, deja trebuie să muncești aproape zilnic. Deci acel program draconic cumva începe de la 7-8 ani, 9 ani. 8-9 ani, da. Care însă și disciplinează foarte mult. Corect, așa este. Sunt mulți copii care... Sportul... Nu e doar performanța sau podiumul. E disciplină, este disciplină, rigoare. Te învață să te dezvolți din toate punctele de vedere, da? Te învață când ai, nu știu, 9-10 ani să pleci la un concurs singur, să te descurci
da, fără părinți, să te trezești de dimineață, să te speli, să te îmbraci și așa mai departe. Te maturizează mult mai repede. Te maturizează mult mai repede și te... Te responsabilizează. Te responsabilizează, da. Și cu siguranță că le spun copiilor, important este să progresezi. Nu toată lumea poate să ia locul 1 sau locul 3. Absolut, absolut, absolut. Trebuie să ia locul și 50 cineva și locul 30 și așa mai departe. Și tuturor celor care fac performanță la mine, în fiecare an le spun, zic, voi trebuie să vă gândiți la un singur lucru, că fiecare an devine mai greu. Deci mai încet, dacă te gândești că va fi mai ușor, pierzi din start. Adică tu trebuie să muncești și mai mult, și mai mult, și mai mult, dacă vrei performanță. E o vârstă, începe la 6 ani. Primele rezultate, cam când ar trebui să apară? Să știi, practic, eu cred că perioada de acumulare este 10-14 ani. Deja de la 14 ani, dacă ai un nivel ridicat, se vede ușor, ușor, 14-15 ani și fetele chiar cu un an mai devreme. Și deja la vârsta junioratului cam știi dacă ești de un nivel foarte bun, bun, mediu, mediocru sau slab. Asta nu înseamnă că e ceva rău dacă ești slab. Asta nu înseamnă absolut deloc. Deci, tu ești un câștigător oricum. E foarte important să știi că atunci când orice sport practici... Am copii la bazin care îmi sunt dragi, cum să zic, mulți sunt ca și copiii mei, îi știu de 7 ani, 8 ani și nu au performanțe notabile. Dar, absolut deloc. Dar nu trebuie, însă sportul îi ajută pe ei în viață, în evoluția personală. Orice copiii sport sunt ajută. Foarte buni la școală și mai am un lucru pe care îl pun în față tot timpul cu copiii și cu părinții. Facem sport, facem și școală. Dacă la școală merge totul în regulă sau foarte bine, da, și ești mulțumit, poți să vii să pierzi timpul la bazin. Că, între ghilimele, adică te și antrenezi bine, mai puțin bine sau foarte bine. Dar dacă școala nu funcționează cum trebuie și mai vii și pierzi timpul la bazin, nu e bine deloc. Atunci trebuie să te duci pe școală. Pe școală. Da? Deci atât timp cât ești foarte bun la școală, după părerea mea, poți să fii de un nivel foarte bun, mediu, mediocru sau slab la bazin. Pentru că tu ai un timp pe care îl aloci sportului. Dar dacă aici șubrezești, pierzi timpul și acolo și acolo. Mai bine faci un lucru bun sau mai bun, te perfecționezi acolo și lași partea asta altă deoparte. Am observat la David Popovici și la Patrick Din, spre marea mea bucurie, nu numai performanța sportivă, ci și performanța, cred că nu greșesc dacă îi spun intelectuală. Sunt băieți foarte tineri. Foarte inteligenți. Și amândoi. Foarte inteligenți, amândoi. Da, cu siguranță, ca să ajungi la niște performanțe bune, trebuie să manageriezi foarte bine momentele respective. Să-ți meargă mintea. Și bineînțeles. Să o antrenezi, care se antrenează corect, numai în bazin, ci la școală, în primul rând. La școală, de la părinți, în primul rând, de acasă. De la părinți, în primul rând, de acasă, da. Și apoi școala, care te educă și odată învățând din ce în ce mai mult, automat evoluezi ca om. Și ajungi la această, poate la această vârstă, cu o maturitate și cu o lecție mult mai bună decât un altul care nu a făcut sport. Sau e clar că atunci când vrei să faci performanță și mare performanță, dacă ai și partea de intelect peste medie, ai un atu. Ultima întrebare. Te-ai gândit vreodată unde ai fi ajuns sau ce ai fi făcut dacă n-ai fi făcut în not? Nu mi-am pus această întrebare și nici nu aș vrea să mă gândesc la acest lucru, pentru că asta am făcut de mic. De mic și nu pot să-mi dau seama dacă aș fi făcut. Mi-a plăcut foarte mult în notul. Cât de mult ți-a influențat viața? Major. Te-a disciplinat? Automat. Automat. Și erau alte reguli pe vremurile noastre. Erau alte reguli pe care le-ai învățat și te-au ajutat pe mai târziu. Dar nu m-am gândit niciodată ce aș fi făcut dacă nu aș fi făcut în not. Mi-a plăcut așa de mult încât nu am avut timp să mă gândesc. Practic, viața ta a fost în notul sau este în continuare
Momentan este în continuare notul. Eu mă trezesc în fiecare dimineață, merg la bazin, că angajații vin la 7, eu mă duc la 5.40. La 5.40 și acum ești în bazin, ești la bazin. Eu deschid bazinul, copiii, nu eu, și tu, copiii. Copiii deschid bazinul, asta este eu foarte copiii. Bine. Eu copiii. La 5 fără un sfert, maxim trebuie să deschid bazinul. Deci același program draconic îl ai și astăzi. Eu am copil de clasa 9 și nu l-am dus niciodată la școală. Am înțeles. Mulțumesc foarte mult pentru prezență. Eu mulțumesc. Mult succes în ceea ce faci și îți doresc din tot sufletul, doresc pentru sportul românesc, în primul rând, pentru un not, o medalie, încă o medalie olimpică. Două. Să fii primul, dar să nu fii și ultimul. Și una să fie din Constanța. Dacă se poate chiar să fie de la tine, de la club, ar fi extraordinar. Să ne vedem cu bine, încă o dată mult succes și sportivi. Și eu vă mulțumesc. Cât mai buni. Atât pentru astăzi, doamnelor și domnilor, ne revedem săptămâna viitoare de la aceeași oră. Până atunci, cele rele să se spere, cele bune să se adune, Doamne ajută!